După ani în care s-a tărât, Dinamo vede în sfârșit lumina de la capătul tunelului. Noi proprietari ai clubului vor să le facă o surpriză fanilor care stau cu grijă că nu vor vedea prea curând transferuri în Ștefan cel Mare. Vor să-l convingă pe Ștefan Radu să mai joace un an la echipa care l-a lansat în fotbalul mare. N-aș vrea să creez așa o stare de așteptare. Dacă 1% există șanse, noi vom lupta pentru ele. Pentru tinerii care sunt astăzi la Dinamo, impactul ar fi unul extraordinar. Ar fi exact ceva de genul în momentul când Gica a venit, Popescu a venit și ni s-a alăturat. Pentru 1000 de euro, orice fan poate să cumpere o acțiune la compania noilor proprietari Red and White, care se va transforma într-o acțiune la Dinamo după ieșirea din insolvență. Nu vom rezolva nimic peste noapte. Toată acțiunea aceasta de reconstrucție va dura ani. O săptămână, două, trei, ceva de genul ăsta.